Vremea capricioasă din această iarnă, care până nu de mult a avut temperaturi extrem de ridicate, a făcut ca mulți fermieri să se îngrijoreze pentru culturile ce au fost însămânțate în toamna anului trecut. Directorul Direcției pentru Agricultură Județeană, Claudiu Grama, spune că doar stratul de zăpadă a făcut ca în urma înghețului din ultima perioadă aceste culturi să nu fie afectate. Mai mult decât atât, agricultorii sunt temători în condițiile în care anul trecut peste 7.000 de hectare de teren au fost afectate de secetă. Chiar dacă am avut săptămâna trecută o perioadă cu zile geroase, am avut noroc că la cerealele de toamnă am avut norocul și unui strat de zăpadă protector, pentru că dacă prindeam acest ger pe lipsă totală de zăpadă, cu siguranță aveam probleme la aceste culturi, aveau plantele de suferit. Într-adevăr, nu mai avem iernile de altă dată, am avut de bobotează 15-18 grade, sunt realități, schimbările climatice care sunt evidente în fiecare an și pe care le trăim. Ați văzut că am avut 2022 un an cu secetă care a lovit întreaga țară și n-au ocolit nici județul Hunedoara. Am avut și în 2021 o secetă, dar nu așa accentuată ca cea din 2022. Pe acest fond, noi am încheiat în decembrie centralizarea datelor și le-am trimis Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului. Avem peste 7400 de hectare afectate în județ și principala cultură este porumbul.